Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, în emisie Reflector Analitic. În ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre conferința de presă organizată în dimineața acestei zile de către consilierii președintelui Republicii Moldova, domnul Dodon, în care s-a discutat despre amnistia aplicată de către cetățenii, sau mai bine zis, pentru cetățenii Republicii Moldova, care au interdicția de a intra pe teritoriul Federației Ruse. Mai multe aspecte vom încerca să aflăm de la Maxim Lebedinski, consilier al președintelui în domeniul juridic și relații instituționale. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, domnule! Domnule Lebedinski, haideți pentru început să explicăm telespectatorilor în ce constă de fapt această amnistie și care sunt categoriile de concetățeni care vor beneficia de ea. Cum am spus și astăzi în cadrul conferinței, în urma întâlnirii între președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, și respectiv președintele Federației Ruse, domnul Vladimir Putin, a fost solicitată un sprijin din partea Federației Rusiei pentru a crea niște condiții mai favorabile pentru cetățenii Republicii Moldova, care din anumite motive, fie din neglijență, fie din necunoaștere, au încălcat regimul de ședere pe teritoriul Federației Rusiei. Astfel, în urma acelei întrevederi, Federația Rusă a venit cu o reacție și, cum a comunicat domnul președinte încă în data de 1 martie, începând cu 2 martie 2017 și până pe data de 20 martie 2017, cetățenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul Federației Ruse și au încălcat termenul de ședere legal, au posibilitatea să se adreseze la serviciile migraționale regionale prezentând pașaportul valabil, pașaportul de călătorie al Republicii Moldova valabil, doar acestea se vor primi, ca să le fie aplicată o ștampilă care de fapt le face o filă nouă în perioada de ședere pe teritoriul Federației Ruse. Ce este important de menționat? Vă rog. 1. În termen de 7 zile de la aplicarea respectivei ștampile, cetățeanul Republicii Moldova trebuie să se adreseze la serviciu migrațional de la locul său de domiciliu ca să fie luat la evidență migrațională. Dacă cetățeanul Republicii Moldova dorește să desfășoare o activitate de antreprenor pe teritoriul Federației Ruse, are 30 de zile de la acea etapă ca să-și perfecteze actele legale ce îi permit respectiv desfășurarea activității de antreprenor. Spre exemplu, patenta de antreprenor. Și în total perioada de ședere în cazul în care nu dorești să desfășoare activitatea de antreprenor, nu va dura mai mult de 90 de zile respectiv de la aplicarea acelei ștampile. Domnule Bedinski, mai este nevoie de alte acte suplimentare? Spuneați ceva mai devreme despre pașaport. Unicul act necesar este pașaportul de călătorie al Republicii Moldova valabil, adică care este integru și care are un termen de valabilitate în desfășurare. Atunci când vorbim despre perioadă, este vorba doar de 2 martie 20 sau această perioadă va fi extinsă? Noi vorbim la general despre două categorii diferite de cetățeni. În jur de 250.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care se află pe teritoriul Federației Ruse și în jur de 17.500 cetățeni care sunt pe teritoriul Republicii Moldova. Dați totuși să finisăm cu prima categorie. Vă rog. Această amnistie nu se va aplica față de cetățenii Republicii Moldova care 1. Au fost expulzați de pe teritoriul Federației Ruse sau au fost deportați. Cetățenii care, deși au avut interdicție de a intra pe teritoriul Federației Ruse, au intrat pe teritoriul acestei prin intermediul Republicii Belarus și persoanele care așteaptă hotărâre judecată în centre de plasament migrațional. Față de aceste trei categorii, nu se va aplica acest mecanism de amnistiere. Pentru toți ceilalți care, în privința cărora nu a fost o emisă o hotărâre de judecată privind deportarea sau expulsarea acestora din țară, respectiv care în mod fraudulos nu au pătruns pe teritoriul Federației Ruse și care nu își așteaptă, a căror proces de judecată, mai bine zis, sunt în derulare, nu pot să beneficieze de această amnistie. În rest, toți ceilalți, în mod normal, în mod de lucru, se adresează și își primesc
acea ștampilă care le permite respectiv să se afle pe teritoriul Federației Rusă în condițiile care le-am enunțat mai sus. Totodată, o altă categorie de cetățeni, cum am menționat, în jur de 17.500 de oameni, sunt cetățenii Republicii Moldova, care s-au întors pe teritoriul Republicii, dar au interdicție de intrare în Federația Rusă. Iarăși nu ne referim la cei care prin hotărâre instanță de judecată. Acești cetățeni sunt o altă categorie, a căror problemă va fi soluționată aproximativ începând cu data de 15 martie. Serviciul Federal de Securitate, FSB-ul, urmează să stabilească cine sunt acei cetățeni. Datele acestora se transmit Serviciului Federal de Migrare, care urmează respectiv să facă prelucrarea acestor date și să le excludă din lista persoanelor care au interdicție de a intra pe teritoriul Federației Rusiei. În acest caz, cetățenii vor avea posibilitatea să verifice dacă au sau nu dreptul de a intra pe teritoriul Federației Rusă prin intermediul paginii oficiale web a Serviciului Federal de Migrare. Aplicând acest site, introducând IDN-ul sau IDNP-ul său, cetățeanul va putea să vadă dacă în privința sa a fost sau nu scoasă această interdicție. Cum a fost menționat și astăzi, puteți să încercați să o faceți astăzi mâine, când această procedură încă nu este activă, să vă scoateți un extras și începând cu data de 15-16 martie încolo, să repetați aceste proceduri până nu veți primi rezultatul scontat. Respectiv, având extrasele respective la mână, puteți deja să mergeți să vă deplasați potrivit destinației unde vă este necesar. Totodată, în cazul în care apar careva întrebări la granița Federației Rusiei, respectiv se prezintă acest extras și dumnealor în regim de lucru urmează să verifice datele în cazul în care sunt careva contradicții. Haideți să vorbim un pic despre această perioadă de timp pentru cetățenii care se află pe teritoriul Federației Rusie. Totuși, rămân aceste 18 zile la dispoziție sau urmează să fie prelungit? Din păcate, într-adevăr, rămân doar aceste 18 zile. Cum am menționat, aceasta a fost un semn de prietenie sau de bunăvoință din partea Federației Rusie la rugămintea domnului președinte Igor Dodon și s-a mers în întâmpinare. Ei nu pot să lese un vid general și absolut pentru cetățenii Republicii Moldova să schimbe regulile. Legislația. Să facă excepție în legislație doar pentru o anumită categorie de cetățeni străini pentru ei. Regulile sunt generale, însă s-a mers la această amnistiere doar în baza celor negocieri sau celor discuții care au fost duse la momentul vizitei în Federația Rusă, domnul președinte. Avem informații câți dintre concetățenii noștri au reușit deja să beneficieze de acest serviciu? Din păcate, nimeni nu duce o evidență acestor cetățeni. Noi primim mai multe apeluri de mulțumire, unde cetățenii ne spun că da, într-adevăr, vă mulțumim, a fost realizat, au putut să obțină această ștampilă despre care am vorbit anterior. Dar, cum am zis, nimeni nu duce o evidență exactă. Din informația care a parvenit la noi, a fost un singur caz într-o localitate din regiunea Moscovei. Unul dintre funcționarii serviciului respectiv migrațional a dat o replică precum că în CTM ce bază. În scurt timp, cetățeanul Republicii Moldova, căruia a fost refuzat, s-a adresat la ambasadă Republicii Moldova, care a făcut legătura cu conducerea Serviciului Federal de Migrare și problema dânsului. Există și o linie fierbinte, asta îi spuneați. A vorbit și domnul Neguță, există linia fierbinte a Consulatului Republicii Moldova de la Moscova, care 24 din 24 este la dispoziția cetățenilor pentru a-i susține în această procedură. Mai mult, chiar și ambasadorul Republicii Moldova a făcut o notă prin care a dus la
la cunoștință Ministerul Afacerilor Externe faptul că a fost informat în mod direct de către viceministrul rus de interne cu privire la aceste procedee. Respectiv, ambasada și Consulatul Republicii Moldova din Federația Rusă sunt la curent cu aceste proceduri și urmează să acorde suportul necesar cetățenilor RM în cazul în care se întâlnesc cu careva impedimente la realizarea acestui drept. Cetățenii Republicii Moldova pot cere acest lucru? Mă refer la beneficierea acestei amnistii acolo în teritoriu sau sunt nevoiți să meargă în capitala Federației Ruse? În toate 80 ceva de regiuni a Federației Rusie sau sunt entități asigurate. Au fost transmise mesaje codificate cu privire la indicațiile date de către conducerea Ministerului de Interne, respectiv cu indicațiile de rigoare care stabilesc condițiile și modul de amnistiere a respectivilor cetățeni, inclusiv cu acele excepții la care am făcut referire anterior. Domnule Lebedinski, beneficiind sau ținând cont de prezența dumneavoastră în studio, aș vrea să discutăm mai multe aspecte în cadrul acestei emisiuni. Pe parcursul ultimilor zile, în societatea noastră, tot mai mult prinde contur această idee cu votul uninominal. Vreau să aflu care este poziția președinției, până la urmă, raportată la această intenție a PD-ului, care se face din ce în ce, spuneam, mai cunoscută și care ar fi, până la urmă, avantajele și dezavantajele acestea. Cum ar trebui să privim la rece problema? Eu aș vrea să înțeleg ce, în opinia dumneavoastră, ar înseamna că prinde contur. Dacă, pur și simplu, este mult mai mediatizată prin mijloacele de informare care sunt controlate de Partidul Democrat și de către, de fapt, în fine, asta este acestora. Doar da. O promovare a unei idei, dar asta nu înseamnă că această idee este una bună sau una fiabilă. Da. Faptul că sistemul electoral din Republica Moldova ar necesita unele revigurări, modificări, asta este un aspect. Însă noi nu trebuie să luăm o soluție care nu ar fi ea și să o impunem cetățeanul precum că asta este soluția bună, dar să o dezbatem să vedem că ea este bună. Orice element modificat în sistemul electoral autohton poate să ducă la schimbări foarte și foarte esențiale, indiferent care sunt ele. În momentul în care cetățeanului de rând îi se impune anumit sistemul uninominal, noi trebuie să înțelegem care sunt riscurile. Ce s-a dorit de a explica prin pretinsele beneficii a respectivului sistem? 1. Că ar fi o legătură directă între cetățean și deputatul ales. 2. Că cetățenii ar putea să retragă acel deputat în cazul în care el nu respectă interesul acestora. Și au mai dorit să impună precum că asta ar duce la rezolvarea problemelor sociale naționale. Dați să înțelegem. Haideți să deschidem parantezele aici. Dați să deschidem parantezele. 1. Sistemul uninominal în varianta clasică, spre exemplu cum este în Marea Britanie, presupune că primul ia postul, da? Dacă au candidat 5, 10, 15 candidați, nu contează, fiindcă nu pot să-i limitez. Spre exemplu, candidează 7 candidați. Cineva ia 20%, cineva ia 18%, cineva ia 19%, cineva ia mai puțin. Va câștiga cel care a luat cel mai mult. Spre exemplu, 20%. Va reprezenta sau nu persoana care a luat 20% întreaga circumscripție uninominală care l-a delegat? Nu. Noi avem aproximativ 80% pierdere de voturi. Spre exemplu, spunem că el ia 40%, 30%, nu contează. Noi avem o pierdere enormă de voturi a cetățeanului. Noi avem o pierdere a opinii unei majorități absolute din acea circumscripție. Și asta nu este în favoarea cetățeanului, asta este în defavoarea acestuia. Este și firesc că, având un procent foarte mic de susținere dintr-o circumscripție, peste un an de zile cineva din oponenții săi va încerca să inițieze un referendum de demiterea din funcția acestui deputat. Dar da să nu uităm, Constituția Republicii Moldova asigură stabilitatea și statornicie în funcția deputatului. El nu poate să lucreze sub frica că va fi demis peste un an de zile sau un an jumate de la intrarea mandatului său, fiindcă el în principiu nici nu reușește să intre în funcția sa de facto.
În Constituție, la moment, noi avem mai multe, sau mai bine zis, trei modalități de dizolvare a Parlamentului în general. Pentru mine este stranie sau bizară situația când săptămâna trecută președintele Republicii Moldova vine cu o inițiativă foarte clară unde specifică 5 cazuri suplimentare care ar permite un control din partea societății asupra modului de lucru a Parlamentului prin lărgirea spectrului cadrului legal constituțional pentru dizolvarea Parlamentului în corpore, fiindcă noi nu putem să vorbim despre eficiența unui singur deputat. Și acum cineva încearcă să ne spuie că nu, că dacă trecem la sistemul uninominal, noi putem să-i controlăm. Mă scuzați de expresie pe dracu, fiindcă nu să-i puteți controla din simplu motiv. Acel deputat, el nu va reprezenta interesul global național. La moment, în baza acestui sistem actual proporțional, se acumulează totalitatea de voturi din toată țara, absolut din toată țara, se raportează la numărul de mandate, de aceea el se numește proporțional. Și în proporție vei primi numărul de mandate în Parlament. Dacă vorbim despre un sistem uninominal, unde încă deputatul mai stă cu frica în sân că în orice moment va fi demis dacă nu va respecta interesul localității sau a circumscripției care l-a delegat, unica ce va face el în Parlament va loba interesele anume acelei circumscripții uninominale. Ce trebuie ca să fie format un guvern? Un guvern stabil. Trebuie să găsească 51 de deputați care au o singură viziune. Adică există riscul. S-au strâns 51 de deputați din diferite circumscripții uninominale, au făcut o gașcă și au ales un guvern, rezolvă întrebările circumscripțiilor care i-au delegat, iar alte 50 de circumscripții rămân cu problemele sale care au fost și pot să arunci cu pietre în deputații săi toți ceilalți, dar asta nu o să le rezolve problemele lor în ansamblu. Astea sunt doar câteva din riscurile sistemului uninominal. Mai mult, dați să uităm de ce, că la noi cetățenii deja sunt într-atât de înrăiți că la orice pas eu spui despre corupție. Faptul că un deputat va fi mai ușor să fie cumpărat, că nu are o responsabilitate de colectiv, că nu are alte condiții pentru a promova o anumită idee, ele lipsesc. Plusul sau unul din avantajele sistemului partidnic este anume respectarea unor idei, nu interese geografice. Și anume în baza unor criterii geografice se vor forma aceste circumscripții. Dar în cazul actual noi vorbim despre idei, principii sau anumite valori care urmează să fie apărate de către un deputat în Parlament. Deși spun că în așa mod se va eficientiza reprezentarea candidaților independenți. Oare la moment legea împiedică candidare pentru un candidat independent? Nu. Poate că este un pic mai drastică. Poate stabilește un procent mult prea mare de voturi care acesta urmează să le înglobeze. Asta este altă problemă. Poate trebuie micșorat acel prag. Poate trebuie disoluționat în alt mod. Dar, în cazul alegerilor uninominale, se blochează absolut participarea forțelor mici, care au și ei voturile sale, care au și ei susținătorii săi. Ce pentru ce a primit Republica Moldova sute și mii de fel de valute, inclusiv dolari, euro și multe altele, a fost anume pentru promovarea și respectarea drepturilor minorităților etnice, culturale, religioase, lingvistice, drepturile femeilor, inclusiv participațiunea acestora în scrutinile electorale și în genere, în conducere. Cu ce ne trezim noi în cadrul sistemelor uninominale? Persoanele care reprezintă anumite grupuri, spre exemplu etnic sau religios, nu va putea să aibă niciun șans ca să-și aleagă un reprezentant de-al său în cadrul Parlamentului. De ce? Pur și simplu că ei nu au să poată să grupeze într-o circumscripție toți ca să-și susțină candidatul său. În cazul actual, în cadrul sistemului proporțional, cel puțin este o posibilitate că, având un candidat, fie independent, fie pe listele unei anumite formațiuni politice, acel grup să-și dea votul pentru susținerea
acestui deputat. Și avem mai multe exemple, inclusiv în Parlamentul actual. Dar noi trebuie să înțelegem că chiar și o voce mică, dar una puternică, asigură chiar și o opoziție. O opoziție bună este mult mai eficientă decât o guvernare stabilă. Opoziția bună impune guvernarea să lucreze. Și asta tot este un plus. Ce facem noi dacă nu avem o opoziție și în special o opoziție puternică? Statul va degrada, guvernul va sta relaxat și nu își va face griji de problemele naționale. Noi nu putem să vorbim cu atât mai mult în cazul Republicii Moldova, o țară atât de mică, despre careva interese regionale. Noi avem un interes național comun de promovare și dezvoltare a Republicii Moldova. Și asta trebuie să fie în capul misiei. Domnule Lebedinski, din ce în ce mai multe voci vorbesc despre faptul că aceste persoane care ar putea fi înaintate de unele regiuni vor fi cumpărate, vor fi corupte de partidele mari. Haideți să vorbim cel puțin ipotetic. E așa? Ipotetică întotdeauna este posibil, chiar și în cazul sistemului actual. Da. Hai să zicem, despre partea rea sau despre abuzuri și încălcarea legii, nu poate fi protejat nimeni nici când. Eu vă spun și despre partea când toți sunt absolut corecți, din punct de vedere juridic. Da? Nimeni nu ia un bănuț, nu încalcă legea. Și chiar în acest caz există riscuri sporite atât pentru interesul economic național, cât și pentru interesul chiar și a fiecare din aceste regiuni. Nimeni nu cunoaște cum se vor împăca acei deputați în cazul formării unei majorități parlamentare. Noi am văzut eșecul respectiv care a fost în România, noi vedem acele ciocniri violente din cadrul Parlamentului Ucrainei, unde mai mulți deputați anume aleși pe liste regionale, în loc să negocieze sau să discute pentru a rezolva problemele cetățenilor, ei pur și simplu ajung la bătăi, la ciocniri, la insulte reciproce. Oare asta este ceea ce trebuie cetățeanului? Asta vorbim retoric. Domnule Bedinsk, haideți să vorbim despre controlul asupra deputaților. Cum este astăzi și dacă acest sistem uninominal ar da unele împuterniciri mai multe pentru concetățenii noștri de a controla activitatea. Unii cu cine trebuie să aibă control asupra deputaților este cetățeanul Republicii Moldova. Nimeni altul. În momentul în care votul uninominal îi acordă mai multă putere cetățeanului de a-l controla? Nici de cum. De a-l trece la tablă pe deputat? Nici de cum și nici într-o variantă. În momentul în care un deputat dintr-o circumscripție uninominală va dori să aibă succese în activitatea sa, el nu va avea alte ieșiri din situație decât să se conformeze voinței unei majorități parlamentare pentru a intra, hai să zicem, în aceeași barcă sau luntre, ca într-o formă sau altă să-și execute promisiunile electorale date electoratului din circumscripția care l-a delegat. Atât. Dar asta nu este o progresare pentru cetățean. Noi trebuie să stabilim mecanisme de control a întregului corp legislativ, da? O răspundere colegială acestora și nu să încercăm să ne gândim cum fiecare să-și trimată un mic reprezentant încolo, că anume prin el eu am să-mi rezolv întrebările. Nu există așa ceva. Deputatul nu este un reprezentant în bază de procură sau în bază contractului de mandat a unui grup de cetățeni dintr-o anumită regiune. Deputatul este al Parlamentului Republicii Moldova și nu este deputat al circumscripției X, Y sau Z. Votul uninominal dă naștere unor politicieni cu o viață relativ scurtă pe ieșcherul politic? Dar nu se cunoaște ceva, da. Asta este încă unul din minusurile care le avem. Nu poți să vii să spui că 80% din cetățenii Republicii Moldova își doresc sistemul uninominal, când cetățenii Republicii Moldova nu cunosc ce este asta și cum acest mecanism lucrează. Eu, în pofida funcțiilor care le-am deținut, mai am un pic de idee de sisteme electorale, plusurile, minusurile acestora și modalitatea de lucru. În aceeași Georgie
după mai mulți ani de zile de lucru în sistemul electoral, s-a pus la moment întrebarea privind trecerea la sistemul proporțional, adică așa cum este în Republica Moldova, fiindcă el a fost unul ineficient. Nu asigură el posibilitatea și egalitatea în drepturi a concurenților electorali, fie că este candidat independent, fie că este un reprezentant sau o listă a unei formațiuni politice sau bloc electoral. De ce totuși, spre exemplu, Partidul Democrat propune insistent această idee? Ar fi cointeresat? Ar avea unele avantaje? Fiindcă practica internațională arată că sistemele uninominale sunt favorabile doar celor care se află la guvernare. Asta este unica modalitate a dânșilor de a menține puterea în continuare. Nimic altceva. Dar mai târziu efectul bumerangului? Mai târziu, efectul bumerangului depinde de ce, în ce mod vor administra aceste circumscripții uninominale. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre sistemul electoral, era cert și este cert că domnul președinte Dodon militează pentru includerea transnistrenilor în procesul electoral din Republica Moldova. Haideți să ne oprim un pic asupra acestui fenomen. Lucrurile cât de simple sunt, cât de complicate poate ar fi trebuit să... Domnul Dan, eu cu permisiunea dumneavoastră un pic am să lărgesc spectrul. Chiar vă rog, domnul președinte nu a vorbit doar de regiunea transnistreană. Noi avem două categorii importante de cetățeni. Unu, cetățenii care se află în afara teritoriului Republicii Moldova, adică diaspora, și cetățenii care sunt pe teritoriul din stânga Nistrului. Da. Cum a fost comunicat și în timpul ultimului scrutin electoral de către Ministerul Afacerilor Externe? Doar în Federația Rusă se află oficial în jur de 500.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Neoficial, cifra este mult mai mare. În jur de 800.000, plus minus. În Italia, un pic mai puțin. Respectiv, diaspora din Franța și mai puțin, Germania, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Irlanda, Canada, Statele Unite. Nu contează unde se află acești cetățeni. Ei sunt cu toții cetățeni ai Republicii Moldova. În regiunea transnistreană, doar cetățeni cu drept de vot sunt peste 200 ceva de mii. Doar cetățeni cu drept de vot. Dar mai avem și generațiile tinere care cresc și degrabă vor fi și dumnealor... Se va mări această cifră. În dreptul de a alege și a fi aleși. Noi nu putem să neglijăm voința acestor persoane. La o misiune de ieri am mai abordat subiectul dat. Da. Și am dat drept exemplu. Când un fost coleg de-al meu de la CEC vorbea cu președintele Comisiei Electorale Centrale din India, unde l-a întrebat, spune-mi, te rog frumos, dacă la voi în India a să dispară un milion și jumătate de alegători, a să simțiți, și că nu, la noi este peste 1 miliard de alegători, nu cetățeni, alegători. Dar la noi asta constituie aproximativ o treime din cetățenii Republicii Moldova. Și la noi acest fapt este simțitor. Noi nu putem să neglijăm voința sau viziunile acestor cetățeni. Respectiv, trebuie să creăm condiții și pentru cei din stânga Nistru și pentru cei aflați în diaspora. La aspectul dat, cum urmează sau urmează în genere de a asigura dreptul acestora. Eu pot să aduc aminte că pe de un anul 2014 am mai făcut o încercare și chiar a votat în două lecturi o modificare la codul electoral prin care pentru scurt timp, impuseseră inclusiv și sistemul de votare pe circumscripții uninominale. La scurt timp, în cadrul Parlamentului, a fost creată o comisie care a studiat acest proiect de lege și una dintre cele mai mari probleme sau carențe care au fost înaintate acestui proiect de lege a fost încălcarea dreptului de a alege și a fi ales, anume cetățenilor aflați în diaspora și cetățenilor aflați în stânga Nistrului. Este și firesc că până nu se ia în considerație drepturile acestora, noi nici nu putem să vorbim despre careva modificări. Noi am văzut că a fost o mobilizare foarte, foarte masivă la aceste alegeri prezidențiale și în diaspora și în stânga Nistrului. Nu au fost asemenea precedente la niciuna din scrutinile anterioare. Nici în turul 1 nu a fost asemenea mobilizare cum a fost în turul 2. Și asta este bine. Când cetățeanul Republicii Moldova dreptul său de a alege și îl consideră dreptul o obligație morală, asta este ceva bine, indiferent de voința sa, opinie, voce. Când cetățeanul vrea să participe la exercitarea suveranității de stat, înseamnă că el este un cetățean responsabil. Și opinia acestei urmează să fie luată în considerație.
Urmează, apropo, poate facem aici o mică abatere, dar oricum au apărut probleme în diasporă cu numărul secțiilor de votare. Președinția, știu că a avut, sau domnul Dodon a avut o reacție după alegeri în vederea ridicării pentru viitoarele scrutine a numărului de secții de votare. Se lucrează în această direcție? Dați să luăm din alt punct de vedere. În această direcție urmează să fie colaborat în ansamblu, inclusiv guvernul, inclusiv Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv Comisia Electorală Centrală. Fiind membru al Comisiei Electorale Centrale, am fost unica persoană care a scris o opinie separată la hotărârea privind deschiderea secțiilor de votare, considerând că urmează să fie deschise mai multe secții de votare, asigurându-se în mod proporțional dreptul de alege tuturor cetățenilor care se află peste hotarele țării. Am dat toată argumentarea necesară pentru a contesta după caz hotărârea CEC în instanță judecată. Nimeni din cetățeni, până nu s-a finalizat turul 2, nu a beneficiat de acea opinie separată și nici nu s-a gândit într-o eventualitate să conteste hotărârea CEC. Respectiv, hotărârea necontestată a fost considerată ca fiind una legală și a fost pusă în aplicare. Deja în turul 2, după ce în turul 1 în câteva secții de votare nu s-au ajuns buletine de vot, s-au început acele ciocniri sau acele învinuiri aduse la adresa Comisiei Electorale Centrale. Dar noi trebuie să înțelegem că Comisia Electorală Centrală nu decide de sine stătător care sunt acele secții de votare care urmează a fi deschise și care este numărul acestora. Comisia Electorală Centrală poate să decide numărul buletinilor de vot și să dea numărul maxim, ceea ce și-am făcut noi în turul 2. Însă, nu poate să influențeze numărul secțiilor în general. Aceasta este plenitudinea deja a guvernului, care se consultă cu Ministerul Afacerilor Externe și vin cu propunerile respective către CEC. CEC-ul nu poate să evalueze cheltuielile sau cadrele necesare pentru deschiderea unei secții de votare, urmând a se conforma decizii guvernului. Și e că aici este problema. Dacă cadrul legal va fi schimbat în așa măsură ca să asigure dreptul tuturor cetățenilor de a vota, în dependență de țara unde se află, atunci și guvernul se va conforma acestor cerințe legale. Și atunci problema cetățenilor aflați în diaspora poate fi rezolvată. Această problemă a existat dintotdeauna, pur și simplu acum a prins contur la legile prezidențiale? Problema a existat mereu, problemele erau și de alt gen. Guvernul nostru, în dependență de vectorul său de dezvoltare, întotdeauna a preferat să neglijeze interesele cetățenilor aflați în Federația Rusă, unde se află cel mai mare număr de cetățeni, cum am menționat anterior, în jur de 500.000 de cetățeni sunt oficial la evidență organelor migraționale din Federația Rusă și, cum am menționat și Ministerul de Externe, în jur de 800.000 este un număr neoficial de cetățeni aflați pe teritoriul Federației Rusă. Atunci apare întrebarea. Cum 8 secții de votare în total pe teritoriul Federației Rusiei putea să asigure dreptul de alege acestor cetățeni? Și asta este una dintre cele mai mari probleme. În Republica Italiană, unde este un număr considerabil mai mic de cetățeni, au fost deschise de câteva ori mai multe secții de votare. Dar noi nu considerăm că doar pentru că în Federația Rusă au fost deschise mai puține secții, ar fi trebuit de redus numărul și în Italia. Nu. Noi trebuie să vedem în fiecare țară unde sunt cetățenii Republicii Moldova, în ce modalitate putem să le asigurăm în egală măsură tuturor drepturile electorale. Domnule Lebedinski, în calitatea dumneavoastră de consilier al președintelui, aveți o atribuție în relațiile instituționale. Nu pot să nu vă întreb în cadrul acestei misiuni, în minutele, cred că vreo 10 minute mai avem în cadrul acesteia, despre relațiile dintre președinție, guvern și parlament. Până la urmă, colegii noștri din presă au tot titrat că relațiile oarecum au devenit mai colegiale odată cu prezența domnului speaker și a domnului Candu și a domnului Filip, cer scuze, la președinție, retragerea acelui proiect de lege cu amnistia fiscală și așa mai departe. Care este adevărata stare de lucruri? Sau este o colaborare strict instituțională și strict pe dimensiunile necesare? Dumneavoastră ați spus că nu puteți să nu mă întrebați, dar eu pot să nu răspund la această întrebare. Da. În fine, domnul președinte nu o singură dată a declarat
câteva lucruri într-un mod ferm și foarte clar. Da. Prim-ministrul sau speakerul poate să nu-i placă Igor Dodon ca persoană, însă pe Igor Dodon ca președinte al Republicii Moldova sunt obligați să-l respecte. Fix același lucru îl aplică și dumnealui față de dumnealor ca demnitari. Nu-i apreciază ca persoane. Interinstituțional trebuie să fie o colaborare obiectivă, corectă, în interesul cetățeanului. Președinția nu va întreprinde acțiuni care vin în detrimentul cetățeanului de rând. Însă în momentul în care guvernul sau parlamentul va depăși necesitățile sau acele realități care vin să asigure dreptul cetățeanului de rând, președintele, având mecanismele legale constituționale, va veni cu reacția pe potrivă și va întreprinde toate măsurile necesare pentru a restabili acel echilibru în favoarea cetățeanului Republicii Moldova. Retragerea acelei legi destul de controversate s-a datorat conștientizării majorității parlamentare că este o lege antipopulară? Domnul președinte, într-un mod foarte cert și clar, s-a expus asupra faptului că nu va promulga o asemenea lege. Deja ce a decis parlamentul sau ce a decis președintele parlamentului, puteți să-l întrebați pe domnul Candu. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Toți sau obiceiul spune că președintele este garantul Constituției. De fapt, Constituția spune că președintele este garantul suveranității și integrității naționale. Suveranitatea este acel element care dă poporului dreptul de a conduce cu această țară. Și președintele, fiind garantul acestuia, urmează să respecte acel interes a cetățeanului de rând. Dacă cineva va încerca să-l încalce, atunci președintele este primul care urmează să contracareze o asemenea acțiune. Domnule Lebedinski, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim, iată, despre această colaborare sau această discuție între speaker și prim-ministru președinție, până la urmă, aceste aspecte care au fost abordate au ținut doar de cursul politicii interne sau s-au discutat și unele aspecte ce țin de politica externă și următorii pași care urmează? Dați să înțelegem câteva lucruri. Colaborarea nu presupune o prietenie sau un acord de colaborare într-o formă cum și-ar închipui cineva. Colaborarea presupune stabilirea relațiilor așa cum este prevăzut de cadrul legal. Deja ceea ce ține de acele discuții care au fost duse cu domnul prim-ministru sau cu domnul Adrian Candu în calitatea sa de speaker, puteți să le urmăriți pe pagina oficială a domnului președinte. Dumnealui întotdeauna aduce la cunoștința publicului ceea ce s-a discutat sau ce s-a convenit în urma unei întâlniri. Inclusiv la toate aspectele, și la interesul economic, și la interesul intern, și la cel extern. De aceea puteți să vedeți declarațiile domnului președinte și azi vă faceți o concluzie corespunzătoare. Ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni. Vreau să revenim la modul sau la acest sistem uninominal. Atunci când, presupunem, iarăși vorbind ipotetic, pentru că asta este starea de lucruri, Parlamentul va merge pe ideea adoptării, președinția se va opune? Cu siguranță. Nu va promulga acest proiect de lege? Președintele Republicii Moldova a enunțat în mod cert și ferm că el nu va susține un asemenea sistem care vine în detrimentul cetățeanului Republicii Moldova. Domnule Bedinski, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați adus telespectatorilor. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics, sunt Vlad Madan. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!